Vladimir Putin asasinat de cineva apropiat. Cine vrea să le elimine pe liderul de al Kremlin? Înlăturarea de la puterea lui Vladimir Putin riscă să repete greșelile făcute în alte țări autocratice, inclusiv în Irak, și ar putea aduce și mai multă instabilitate Rusiei. Un comentariu publicat de Timothy Ong în South China Morning Post explică de ce încercarea de a scăpa de Putin, așa cum sugerează tot mai desunele voci, este o idee proastă. Politicieni americani sunt renumiți pentru remarcile incendiare pe care le-au făcut după invadarea Ucrainei. Unii politicieni din SUA au evocat teza înlăturării președintelui Vladimir Putin de la putere. Mai mult, senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud a cerut, într-o postare pe Twitter, ca Putin să fie asasinat de cineva apropiat. În opinia lui, singura soluție pentru a pune capăt războiului este aceea de a-l elimina pe liderul de la Kremlin. Putin este un autocrat care a fost adesea asociat cu crima organizată din Rusia. Războaiele pe care le-a purtat în Siria, i și acum Ucraina stârnesc îngrijorări. Cu toate acestea, să scap de Putin nu e deloc o idee bună. Se pare că lumea nu a învățat nimic din ultimele războaie. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi și alți dictatori au fost înrăturați doar pentru ca țările lor să plonjeze în haos. Când alungi un guvern de la putere peste noapte, nu e niciodată o idee bună. Acest lucru este valabil mai ales atunci când acel guvern este centrat în jurul unui singur individ. Când acel individ este eliminat, toate piesele de domină încep să cadă. Fiecare comandant militar, fiecare politician și orice oligarh se vor lupta pentru putere. Dacă Putin este eliminat, Rusia va fi măcinată de lupte interne, care vor determina Occidentul să regrete a mare epoca Putin. În timpul de strămării Uniunii Sovietice, am asistat la o lovitură de state șoată, care aproape a împins Rusia în pragul unui război civil. În haosul care a marcat tranziția, armamentul rusesc a inundat piața neagră, ajungând marfă de contrabandă în diverse state. Toate acestea se întâmplau în timp ce Mihail Gorbaciov și Boris Yeltsin erau la putere. Imaginați vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat un succesor la Kremlin.